Astăzi mi-am propus să vă demonstrez că puteți face mișcare chiar și atunci când stați pe canapea și vă uitați la televizor la programul favorit. Trebuie doar să vă modificați foarte puțin poziția în care stați pe canapea. Și vă voi arăta 3 exerciții foarte bune atât pentru abdomen, dar și pentru fund și pentru mușchii picioarelor. Primul dintre ele, începem, ne așezăm jos, sprijiniți de canapea, cu mâinile sub cap, picioarele îndoite și ridicăm fundul, încordând foarte bine mușchii fesieri, mușchii abdominali și mușchii picioarelor, menținem puțin poziția de sus, apoi coborâm fără să atingem cu fundul podeaua și repetăm de 20 de ori. Al doilea exercițiu se execută într-o poziție similară, doar că rămânem în poziția ridicată și ridicăm piciorul drept și îl aducem înspre cotul stâng. Repetăm de 10 ori. Apoi, repetăm de 10 ori și pentru partea cealaltă. Iar pentru ultimul exercițiu, ne ridicăm și ne sprijinim în canapea pe cotul drept mai întâi, perfect întins și cu mâna întinsă deasupra capului și ridicăm piciorul și îl flexăm, în același timp coborând brațul. Și repetăm la fel de 10 ori pentru partea stângă, apoi de 10 ori pentru partea dreaptă. Încercați să faceți circuitul de 4 ori, fără a vă opri prea mult între serii. Mult succes!